Așa, și dacă nu aveți timp să stați prea mult prin bucătărie, dar vă plac dulcețurile proaspete și dulci, venim astăzi la Dr. H cu alternativa. Florentina Gionea revine, mulțumesc tare mult pentru prezență. Bine că am găsit pe om, mă bucur că sunt alături de tine. Văd că ai venit foarte pregătită, ți-ai pus shorts. Mi-am pus shorts, m-am asortat cu mărgele, cu tot ce trebuie. Am adus tot ceea ce trebuie să fac și eu, odată, dulceață. Nu stau foarte mult la, da, să-l fac. Nici nu stau la fiert, nici la oboseală, nici la absolut nimic, da? O să facem o dulceață ușor de preparat și specială. Tot ce ne trebuie este un blender. Finețea dulceții se face în funcție de cât de bun e blenderul nostru, dar pentru început, în bucătărie putem să folosim orice tip de blender. Așa că experiment merge, să vedem ce și absolut. Cum. În partea a doua veți vedea că avem câteva ingrediente pe care fiecare dintre noi trebuie să le aibă acasă pentru a avea un sistem imunitar bun și astfel scăpăm de brăceli, de dureri de cap sau de alte probleme de sănătate, da? Bun, hai să ne îndulcim pentru început, da? Da. De multe ori stăm prea mult în bucătărie sau cel puțin mamele și bunicile noastre stăteau foarte mult în bucătărie să facă dulcețuri. Spală fructele, curățele, pune-le la fiert, amestecă, ai grijă să nu se prindă, vai, vai, ce se întâmplă. Așa. Ei, noi suntem în secolul vitezei, adică noi vrem super. Bun și repede. Și pentru asta am venit la tine cu o propunere, da. Pe care avem aici pe masă, avem curbane, avem merișor, avem prune uscate, prunele noastre autohtone și smochine, da? Perfect. Din aceste ingrediente, practic, putem să preparăm 4 tipuri de dulceață sau putem să le mixăm între ele cum ne dorim. Noi facem 2 tipuri astăzi. Da. Hai să vedem cine cu cine intră în oală. Păi, cum vrei tu, eu ți-aș propune să facem curmalele cu smochinele, da. Și merișorul cu prunele, sau invers. De... Cum te las să alegi pe tine? Hai să vedem cât de mult ai dezvoltat tu abilitățile culinare de când vin eu la tine în emisiune. Vai, pentru că eu sunt foarte repede înainte, așa cum le-am pus, așa le punem. Așa le punem. Nu ne mai complicăm, da? Bun, înainte de toate vreau să-mi spui de ce am ales aceste fructe uscate, de ce fructe uscate, da? Cum ajută ele pentru, nu știu, viața de zi cu zi? De exemplu, prunele noastre autohtone sunt bogate în potasiu. Potasiu este extrem de important pentru sistemul endocrin și mai ales pentru femei. Uh-huh. Trebuie să menționăm că dulceața noastră va fi fără zahăr, adică ele fiind uscate, deja au dulceață și nu mai e nevoie să adăugăm nimic altceva. O să vezi că o să facem dulceață din 2 ingrediente. De asemenea, cam toate de aici sunt bogate în vitamina A, B, B1, B2 și C. Și evident au foarte multe săruri minerale, cum ar fi calciu, potasiu, brom și așa mai departe. Bun, este binevenită această dulceață la micul dejun? Este foarte bună la micul dejun și putem de asemenea să o luăm la gustare cu un ceai. Uh-huh, perfect. Mai cu seamă că o putem face atunci pe loc, în câteva minute, da. Noi ne facem dulceața. Acum aici în public, tu știi foarte bine, avem câteva gospodine desăvârșite. Știați despre dulceața asta? Nu știați, da? Deci, în sfârșit, învățați ceva despre bucătărie de la mine. Așa da? E, da? Perfect, am punctat. Asta e foarte bravo, bine. Teo. Mulțumesc frumos! Sunt mândră de tine. O data viitoare ți-aduc o diplomă. Perfect, așa. Această dulceață pe care o faceți dumneavoastră e bună și pentru cei care au diabet. Să vedem ce spune Florentina. Pentru că ea nu conține zahăr și merge doar pe zaharurile din fructe, da. De exemplu, curmalele. Merișorul este bun pentru inimă, el crește colesterolul bun. Da? Dar trebuie să avem grijă atunci când alegem fructele să fie uscate și nu confiate cu zahăr. Da? Bun. Să nu fie cu zahăr. Asta este prima regulă atunci când alegem aceste fructe. Perfect, da? Hai să trecem la treabă acum. Da? Păi, ce să mai? Ne alegem un blender. Hai, eu pe ăsta mai mic, tu pe cel mai mare. Okay. Așa. Bun, atunci dăm mie prunele și te rog să le iei. Pentru că am blenderul mai mare. Așa. Și le punem frumușel în blender. Pur și simplu le dăm drumul așa? Da, pur și simplu le punem în blender. Gata, am fost înaintea ta. Așa. Profesorul întotdeauna trebuie să fie depășit de elev. Nu știa asta. Am înțeles, bun. Ok. Bun. Le punem frumos în blender. Uh-huh. Cine vrea poate să le și înmoaie înainte. Dar dacă noi ne grăbim, facem așa. Și acum punem apă. Bun. Uite, ia tu un pahar și eu un pahar. Bun. Cantitatea de apă trebuie să fie aproape la nivelul fructelor. Deci mai trebuie să mai punem. Uite, avem aici o carafă, o folosim exact. Pe asta. Deci trebuie să vină undeva aproape de nivelul fructelor. Bun.
După care o să începem să blenduim. Dacă blenderul nostru întâmpină dificultăți în timp ce noi îl folosim, da, oprim ca să nu stricăm cuțitul sau motorul și mai adăugăm puțină apă. Poate ne folosim de o lingură să omogenizăm puțin compoziția și după aia îi dăm drumul din nou. Ok, da? Acum am emoții. Așa, hai să începem amândouă, da? Dacă începem tot amândouă, facem dar înainte de asta, da? Trebuie să te învăț cum să blenduiesc. Obții întotdeauna cea mai bună dulceață sau cea mai bună mâncare. Perfect. Da? Pui mâinile deasupra blenderului și spui așa: această dulceață va fi foarte, foarte bună și foarte sănătoasă. Această dulceață va fi foarte, foarte bună și foarte sănătoasă. Bun, și acum te simt în drum. Super! E gata? Este gata, da. Se la mine? Că avem un pic cam multă apă, dar da, dacă ni se întâmplă acest lucru, e foarte bine când se întâmplă lucruri de acestea în bucătărie, pentru că știi ce ai de făcut, da? Așa. Mai pui produs, da? Bun. Bun, ok. Și acum hai să vedem dulceața de smochine cu prune, da? Da, hopa, gata. Iar dacă mai au colegii tăi merișori, putem să mai aducem și să mai punem. Da, deocamdată nu știu dacă mai avem, dar hai că e ok, a ieșit bine. Bun. Și ai zis să luăm pâine integrală, eu am luat cu tărâțe. E bună? Este foarte bine. Întotdeauna pâinea neagră, făcută cu făină integrală, asta ce înseamnă? Că mi-aducem eu un grâu de calitate și am toate fibrele de care am nevoie în ea, plus proteinele, da? Și este foarte bună pentru sistemul digestiv. Am înțeles, perfect. Da? Bun, întâi zic să gustăm noi și apoi să dăm celor de aici, ca să fim sigure că este în regulă, da? Așa, uite aici te rog să iei. Mulțumesc. Așa. Bun. Hai să punem felie, câte o feliuță, da, de pâine. Așa. Și putem să punem, știi, noi gospodinele întotdeauna gustăm direct. Din recipient, da? Da, vom pune, având în vedere că mai sunt și alte persoane care gustă, vom pune. Nu mâncăm chiar tot. Nu. Așa. Da, uite că a ieșit compoziția. Da, deci a ieșit ceva. Nu e chiar nasol, e chiar bine. Ia. Să știți că mie îmi place. Mie oricum tot ceea ce gătesc îmi place. Bun. Hai să dăm și celor de aici. Este o dulceață foarte bună. Așa cum îți spuneam, e foarte important să știm ce vrem de la dulceața asta. Nu este o dulceață foarte dulce. Ia să văd cum este a ta de merișor. De exemplu, a mea nu este foarte dulce, pentru că merișorul, tu ai pus curmalele și merișorul, care are un gust mult mai puternic de zahăr. La mine e puțin mai domoală. Bun. A mea e și mai bună. Deci te-am întrecut. Asta e ideea. Bun, stai așa. Punem două și două. Îmi place că mă întreci și la bronz și la gătit. E ok. E ok, da? Bun. E de bine. Bun, hai așa, să punem și două de aici. Exact. Hai că mă uit aici. De exemplu, dacă puteam să combinăm curmalele cu merișorul. Bun. Și atunci ar fi ieșit mai dulce, sau prunele cu merișorul. Eu am pus mai mult, știi, ca să... Tu ești mai darnică. Da, pentru că am mai la mine este prima creație de genul acesta, dau mai puțin. Așa. Bun. Perfect. Acum hai să vedem. Să vedem ce... Cine dorește să guste din ce am creat eu? Ce alegeți? Ia să vedem. Pe asta am făcut-o eu. Pe cea mai puțin dulce, a, dacă are diabet domnul. Bun. Da, să luați și un șervețel, vă rog. Dumneavoastră de care vreți? Vă e teamă, nu vreți nimic. Glumesc. Așa. Și un șervețel, vă rog tare mult. Mulțumesc. Cu plăcere. Bun, mulțumesc tare mult. Deci am găsit opțiunea pentru un mic dejun rapid și sănătos. Nu stăm mult în bucătărie, nu stăm cu capul în oală pentru că trebuie să vedem să nu se ardă sau mai știu eu ce. Deci practic ne-a luat cam un minut să facem dulceața. Și chiar e bună, să știți că chiar este bună. Bun, acum ziceam noi că spune-ți vrem cine, să... cum este dulceața? Așa, stați așa, să ajung. Este foarte bună, dar îmi pare rău că dumneavoastră n-am gustat. După mi-am oprit pâine special pentru eu. Perfect. Okay.
Uite, e foarte bună, da? Da? E foarte bună. M-a refuzat pe dumneavoastră. Da, e, asta e, nu-i nimic. Nu, 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 nu. Stați liniștită. E în regulă. Bine, vă mulțumesc tare mult. Are un gust ca pe timpuri. Dar să știți că nu vă auziți. O secundă. Are un gust pe timpuri când eram noi copii, din prune se făcea magion. Are o tentă de miros de magion, adică ceva natural, extraordinar. Felicitări. Vă mulțumesc. Mulțumim. Așa, mulțumim tare mult, mulțumim tare mult. Îți mulțumesc tare mult pentru idee. Hai că ne-ai ieșit de data asta foarte bine. Ne-ai ieșit de data asta, da. Deci poți să te laud, ești cea mai bună eleva mea. Mulțumesc tare mult. Dar trebuie să vii și la Energie în Farfurie, când îl programăm acum lunile astea acolo înainte sunt. De Crăciun, trebuie să vii. Da? Bun, merg, vin. Bine. Mulțumesc tare mult. Mergem mai departe. Așa cum vă spuneam, avem câteva ingrediente pe care le recomandăm pentru anotimpul rece, pentru că ajută la sistemul imunitar. Nu răcim, suntem cu mintea limpede și fără dureri de cap. Da? Bun, hai să vedem. La fel, Florentina mi-a recomandat să iau câteva lucruri pentru noi. Ia să vedem. Da. Păi am zis să începem cu ce avem noi tradițional în casă și nu lipsește de nicăieri și nici nu ar trebui să lipsească din alimentația noastră, ceapa. Ai tu aici două variante, alb și roșu. Și evident usturoiul. Da. Ca să nu răcim, de fapt, care este scopul nostru? Să avem un sistem imunitar cât mai bun. El este un antibiotic extraordinar și ghimbirul la fel intră în categoria antibioticelor. Bun, hai să vedem unde le consumăm. În salate, în ciorbe, în supe? Păi, unde? De exemplu, ceapa ar fi bine să o consumăm în salată sau cu un fel de mâncare crudă. Ea mai are și alte proprietăți. De exemplu, coaja se face ceai și se poate bea în cazul în care suntem foarte răciți. O altă proprietate a cepei este aceea că are capacitatea de a absorbi microbii din cameră. Și atunci când sunt răcit, tai jumătate de ceapă și o las peste noapte la capul patului pe noptieră, iar dimineața am grijă să o arunc la gunoi, deci ea nu mai poate fi folosită după aceea. Ea absorbe toți microbii, atât din cameră cât și din organism. Am înțeles. Bun. Mai departe, hai să vedem ghimbirul pe lângă sistemul imunitar. Ghimbirul este foarte bun pentru durerile de cap. El are o aromă foarte puternică și este și puțin picant. Multe persoane nu se împacă cu el, altele îl asociază cu hreanul, dar el nu este atât de puternic ca și hreanul în stare proaspăt. Da? Bun. El este foarte bun pentru durerile de cap. Putem să facem un ceai, de exemplu cu bucățica asta de ghimbir, o curățăm și o dăm pe răzătoare, în 250 ml de apă fierbem 10 minute, iar după aceea consumăm băutura aceea, ne va elibera de tuse și de durerile de cap. Da? Perfect, bun. Nu uităm de usturoi, cel mai puternic antibiotic natural. Toată lumea cred că știe acest lucru. Cred că toată lumea l-are, cel puțin românii l-au în casă. Mergem mai departe cu lămâia. Lămâia, despre care știm și noi foarte multe lucruri, că este foarte bună pentru sănătatea noastră. Lămâia are un rol important în a echilibra pH-ul sângelui din corp. Ea are un efect alcalinizant asupra corpului și întotdeauna când pH-ul tău este în valori normale, mă refer la pH-ul sângelui 7,35-7,45, înseamnă că eu sunt stare de normalitate și nu sunt spre acidoză, înseamnă că nu mă îmbolnăvesc, da? Sunt într-o stare bună. De asemenea, se poate folosi în combinație cu ghimbirul, tot așa, radem o bucățică din asta, stoarcem zeama de la o lămâie, punem într-un litru de apă și când suntem răciți consumăm pe toată durata zilei. De asemenea, este un foarte bun arzător, să zic așa, de grăsim. Deci persoanele care vor să slăbească, combinația asta. Și cred că aici intră și ardeiul iute. Da, și dacă am atins capitolul ăsta, mergem la ardeiul iute. Ardeiul iute este foarte bogat în capsaicină și el ajută la fluidizarea mucoaselor plămânilor și la desfundarea nasului. Exact. De asemenea, este bun și în curele de slăbire. Recomand să se consume în salate sau cu anumite feluri preparate de mâncare. Culinare. Da. Exact, așa e. Ajungem la uleiul de cuișoare. Foarte importantă descoperire, cel puțin pentru mine. Are foarte multe beneficii. Florentina ne-l recomandă. Citeam eu așa pe repede înainte că dacă aveți dureri dentare, puneți pe o bucățică de vată sau pe o dischetă de machiantă puțin ulei de cuișoare și masați în zona unde vă doare. Și până ajungeți la medicul dentist, scăpați de acea durere. Da? Da, el este un ulei foarte puternic, deci are un rol analgezic, să zic așa. De exemplu, când l-ai pus și o picătură, dacă pui pe limbă, simți cum începe să-ți amorțească, știi? Am înțeles. Bun, un alt truc pe care nu prea multă lume îl știe legat de uleiul de cuișoare este acela de a pune
2-3 picături în apă călduță și a face gargară în momentul în care avem dureri de gât. Da? Când ne doare gâtul, o să vină perioada rece în curând și exact. Avem alternări de temperatură foarte mari. 2-3 picături în apă călduță, clătim de câteva ori pe zi, o să vedeți că după o zi, maxim 2, durerile dispar. Și tot prin ceea ce ne spui tu, scăpăm și de respirația urât-mirositoare? Da. Bun. Plus că tot ce avem noi aici pe masă, toate aceste alimente conțin ingrediente care sunt afrodiziace, care dau multă energie. Da, așa e. Și avem nevoie de energie pe timp de iarnă ca să purtăm hainele grele. Da? Dacă e să o luăm așa, facem o glumă. Cam asta a fost pentru astăzi cu Florentina Gionea. Îți mulțumesc tare mult. Dulceața ta este fascinantă. Mulțumesc. E bună de mâncat, publicului a plăcut. A ta e și mai bună. A mea e și mai bună. Îmi iau laudele, mulțumesc frumos. Aplauze pentru Teo. Îți mulțumesc pentru recomandările tale. Ce să zic, uite, cu lucruri utile la îndemână, putem să ne facem viața mai frumoasă și mai dulce. Și te aștept la Energie în Farfurie. Dăm drumul la ateliere în București, pentru că toată lumea mă ceartă, dar în București de ce nu faci? Zic, uite, îmi place mai mult în țară. Am înțeles, facem și în București. Mulțumesc tare mult, dumneavoastră rămâneți cu Dr. H.